începând cu data de 18 mai, de luni până joi între orele 9 și 15 și vineri între orele 9 și 13, Primăria Municipiului Călăraș, prin Direcția de Asistență Socială Călăraș, va distribui la sediul Cantinei de Ajutor Social pachete cu ajutoare alimentare și de igienă pentru persoanele defavorizate. Distribuirea se va face către beneficiari înscriși pe listele suplimentare, respectiv persoanele dependente, persoane cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, în ordinea prezentării la centrul de distribuție și conform programării. Ajutoarele alimentare și produsele de igienă se pot ridica de către beneficiari în baza prezentării actului de identitate valabil în original și a unei copii a certificatului de încadrare în grad de handicap. De asemenea, produsele pot fi ridicate de orice reprezentant al persoanei beneficiare numai după prezentarea ambelor acte de identitate valabile, beneficiar și reprezentant, în original și a unei copii a certificatului de încadrare în grad de handicap.